E ora 18 și 19 minute, sunt la Chișinău. Dau sunetul mai încet, e clar că se aude. Și vreau să vă vorbesc în minutele următoare despre starea cu colectarea de semnături, despre care am anunțat cu surle și strâmbiță acum o săptămână. Da, miercuri trecut am început colectarea de semnături. Eram primul care am luat liste de subscripție. Am chiar lista cu numărul 1, 0001. Am umplut-o cu semnături de la Chișinău și mai am 3 sau 4 astfel de liste pline din Chișinău. Pe celelalte toate le-am sacrificat pentru suburbii vreo 10, centre raionale. Iată, am lista aici. Centre raionale și mai ales sate, localități rurale, din care mi-au semnat câte un om, 2, 3. M-am mirat că de la mine din sat n-a apucat să semneze nimeni, nici măcar eu nu mi-am deschis o listă. Dacă ar fi fost important, aș fi semnat. La urmă, puteam să semnez primul dacă deschideam o listă de pe, dar n-a fost ocazia. Deci semnătura mea e liberă, pot să o dau vreunui candidat sau vreunei candidate independente. Deocamdată nu mi-a solicitat nimeni chestia asta. Știm că până pe 10 iunie se poate colecta semnături. M-a anunțat Vyacheslav Valko, parcă despre intenția lui de a candida, și încă mai devreme mă anunțase cineva de pe aici, de pe la Călăraș, că vrea să candideze. Și am mai auzit de la cântărețul Richie Ardezeanu despre faptul că el ar fi semnat pentru generalul Costaș, cică, dar n-am auzit să fie adunat destule semnături Costaș să fie depus dosarul la Comisia Electorală Centrală. În schimb, am auzit despre controversatul Rizea, Cristian Rizea, ex-deputat în România, condamnat pentru tot felul de escrocherii, fugit din coace în Moldova, a cerut azil politic sau cetățenie. A cerut și azil politic ca să evite extrădarea, dar a cerut cetățenie și acum iată îi folosește cetățenie pentru că s-ar putea să obțină imunitate, măcar pe durata campaniei electorale, 2 luni sau perioade electorale, dacă deja e înregistrat drept candidat. Nu știu cum a adunat el 2000 de semnături și dintre toate valabile, dar când ai bani mulți, poți. Eu într-o săptămână, sau mai bine zis în 5 zile cât am lucrat, am reușit să strâng doar 10% din necesarul de semnături, dar 10% cinstite, cu oameni voluntari care m-au ajutat, cu oameni curajoși care au venit și m-au semnat, chiar dacă ploua uneori și te apuca groaza. Au venit oamenii și au semnat și sunt încântat de această experiență. Știți că nu-i prima dată, am mai candidat în 2014. Probabil afișul ăsta e de atunci, pentru că scrie trebuie să colectez 2000 de semnături în luna octombrie. Și alegerile, mi-amintesc că au fost pe 30 noiembrie, de ziua mamei mele. Și eu tocmai mă întorceam de la Tbilisi, unde am fost la un forum al verzilor tineri. Ceea ce înseamnă că verzii tineri de pe atunci au văzut în mine potențial și au făcut o declarație că mă susțin. Verzii europeni tineri au făcut declarație că mă susțin, chiar dacă eram candidat independent. Atunci n-am trecut, dar am luat un scor impresionant și multă lume a zis: wow, ce nedreptate că Brega are 14.000 de voturi, dar cei care au trecut în Parlament de pe liste de partid au adunat câte 12-13 mii fiecare. Și totuși n-au făcut nimic ca să schimbe legea, nici cei care au venit anticomuniști în următorul parlament, nici cei care au venit antimafie în actualul parlament dizolvat. Și legea votată în 97 cu semnătura lui Nea Mitică Moțpan a rămas în vigoare și în continuare candidații independenți trebuie să strângă 2000 de semnături și trebuie să treacă pragul electoral de 2%, dar deja nu se mai referă la mine pentru că, iată,
am acceptat propunerea Partidului Verde, ecologist din Moldova. A venit chiar domnul președinte al partidului, Vitalie Marinuță, cu această propunere și m-a convins că nu doar el în partid vrea venirea mea pe lista verde curajoasă. Și nu doar mie mi-au făcut această propunere, deci înțeleg că lista Partidului Verde va fi deschisă pentru activiști civici, pentru personalități cunoscute și integre din societatea moldovenească, poate chiar și din diaspora. Și de ce m-am bucurat? Pentru că, uitați-vă, au fost și încă mai sunt câteva zile ploioase și lucrurile mergeau foarte anevoios și asta e o șansă pentru mine să particip totuși în campania electorală, poate să apar și pe la dezbateri, să ofer împreună cu echipa, să oferim împreună cu echipa Partidului Verde o alternativă celor care sunt dezamăgiți de actuala clasă politică, de cei din opoziție, de cei de la guvernare, de cei care au fost, de cei care promit să vină. Promit că ne vom comporta decent, dar curajos. Totuși, mă întreabă oamenii, bun, dar ce faci cu semnăturile noastre, cum ți le-am dat ție ca independent? Uitați-vă ce liste fierfenițate de la ploaie. No, m-a prins ploaie încât s-a lipit între ele listele. Partidele n-au nevoie de semnături, da? Deci o altă formă de discriminare. Toată luna asta, prima lună din perioada electorală până la campanie, partidele își prezintă listele, deja încep să facă campanie camuflată de informare, apar la televizor în dezbatere, dar noi independenții trebuie să strângem semnături, dacă nu suntem Rizia și alți mafioți. Ce o să fac cu semnăturile pe care mi le-au dat oamenii? Pot să le anulez în felul ăsta sau pot să tai informațiile astea, date personale, cu anul nașterii, cu adresa de domiciliu, cu numărul serie buletinului, data semnăturii nu contează, și eventual cu semnătura voastră, pot să le decupez de aici, dar atunci paginile care sunt pline vor rămâne doar cu marginile și s-ar putea să am probleme, dar ce cum mă obligă să le întorc? Au făcut chiar și o modificare la regulament sau la lege și ne obligă să le restituim pentru că ele sunt cu număr, după cum vedeți, și cu... Am făcut proces verbal de primire. Deci pot să șterg așa, dar deja mi s-a uscat markerul ăsta și o să mai caut vreo două, dar am multe de șters. Sau pot să le duc la sfârșitul lunii, când deja, la sfârșitul lunii sau nu, pe 10, pe 11 iunie, când se termină perioada și nu mai poate nimeni prezenta liste de subscripție, nu mai poate nimeni candida și prin absurd, nici un Rizia sau alți mafioți nu poate să profite de aceste semnături ale voastre care au fost date pentru un om integru, pentru un candidat cu adevărat independent și curajos. Deci, vă amintiți altă dată când doar mă suna Cecan, Iurie Cecan și îmi spunea să întorc listele și îl rugam să facă trimitere la lege și el nu avea motiv legal să-mi ceară listele înapoi. Atunci am găsit o mașină de tocat hârtie și am distrus acele liste și am filmat video și v-am pus pe internet. Acum, dacă deja mă obligă, le voi duce la CEC înapoi, le voi preda și voi cere proces verbal de predare, de preluare și fac ce vor cu ele, dar ca să previn să le folosească, măcar în campania aceasta, o să le duc la sfârșitul perioadei în care se colectează și se prezintă semnături. Ca să stați liniștiți că nu ajung nicăieri în mâini malefice, murdare, datele voastre personale, semnăturile voastre, ca să înțelegeți cât de mult îmi pasă de oamenii care mă susțin. Dacă vrea cineva să participe cu mine în discuție, vedeți că și pe YouTube și pe Facebook aveți un link lung, pe lângă cel scurt care mi-l bagă Restream ca reclamă, pentru că e serviciu gratuit, n-am bani să-l plătesc. E un link lung, apăsați pe el și puteți să intrați chiar de pe telefonul mobil. Eu, iată, pe un telefon mobil intru, particip acum. Deci și de pe un telefon mobil puteți să vorbiți cu mine, dar ar fi bine să aveți ca mine căști ca să nu faceți microfonie.
și webcam sau măcar un microfon ca să puteți să vă pot auzi părerea, opinia. Poate ați observat că pe Facebook acum funcționează un sondaj la profilul meu în care vă întreb dacă continuați să mă susțineți și acum când m-am înverzit, când m-am asociat cu floarea de răsărită, cu floarea soarelui, și mai mult de 60% au zis că da, continuă să mă susțină, alți 40% nu știu de ce sunt dezamăgiți, pentru că nu m-am asociat cu vreun partid compromis, ci cu unul care doar a avut nenorocul, neșansa să fie observat până acum, dar sper să se observe noirea, primenirea de listă și sper să fim destul de vocali și de convingători cu acțiunile noastre electorale, încât să ne observați măcar de data asta și să ne împingeți măcar peste pragul electoral, ca după aceea să vă arătăm din legislativ cât de buni putem să fim și eventual să mergem pe urmele nemților, care, ați auzit, în Germania e foarte posibil ca Partidul Popular Creștin-Democrat să fie detronat de către verzi. Deci următoarea cancelară a Germaniei s-ar putea să fie lidera verzi, reprezentanta verzilor din Germania. Cristian Marin mă întreabă, dacă nu vreți să participați cu mine în discuție așa, puteți doar să comentați și pe YouTube și pe Facebook și aplicația asta Restream mi le arată pe toate grămadă și eu o să răspund la întrebări și o să reacționez la comentarii dacă sunt pertinente. Cristian Marin zice, mă întreabă dacă am aflat cum îi cheamă pe trogloditii care m-au agresat ieri la Procuratura Generală sau iar a zis polițistul că sunt prea mulți cu același nume și nu îi poate identifica, dar Cristian Marin știe un astfel de caz când m-am plâns pe Serghei Ungureanu și pe preotul Cibric și poliția mi-a răspuns în doi peri că Sergiu Ungureanu sunt 118 în Moldova și nu pot să-l găsească și le-am dat imagini video cu adevăratul Sergiu Ungureanu. Deci ca să vă dați seama cât e de necompetentă, de incompetentă sau rău intenționată poliția moldovenească, mai ales de la sectorul 1 de pe strada Vasile Alexandrii sau, am uitat cum se numește strada, ce are un nume de rabin. De ce filmez pe întuneric, mă întreabă Cristi Lungu. Nu e întuneric, e destulă lumină, nu știu de ce aveți toți că vreți baie de lumină și vreți fețe foarte luminate. Eu sunt neras, necioplit. Iată, vedeți că nepeptănat. De ce să se vadă toate cutele de pe fața mea de moșneguț, dacă poate să fie așa cu semitonuri misterios? Și dacă te referi la videoul de ieri de la procuratură, chiar am ales să filmez cu telefonul ăsta pentru că e mai sensibil. Ăsta la altul e mai puțin sensibil și mi-ar fi făcut imaginea mult mai întunecată în holul procuraturii unde nu prea este multă lumină. Am înscris în Partidul Verde, acest partid care pentru mine este foarte serios, cu oameni pregătiți și serioși acum. Cum pot contribui și eu să ajut? Mulțumesc, susțin Oleg, președintele României. Mulțumesc, Ștefane, Ștef. E bine că ai aderat la Partidul Verde. Probabil te referi la Partidul Verde din România, în care eu sunt membru încă din martie anul trecut. În Partidul Verde Ecologist din Republica Moldova nu sunt membru. Deocamdată. Și asta înseamnă că eu candidez în Republica Moldova. Aici avem alegeri parlamentare anticipate. Deci nu ne puteți ajuta de peste hotare cu nimic decât pe internet cu like, share și astfel cu comenturi. Nu sunt interzise like-urile, share-urile și comenturile. În schimb e interzisă ingerința de altfel financiară, de exemplu, sau cu pledoarii aici în campanie electorale de la persoane, personalități străine. Cred că și în România este o astfel de lege, este chiar o prevedere aberantă a legii că nu au voie cetățenii români cu domiciliu în afara României, nu au voie să candideze la niciun fel de alegeri. Și asta m-a împiedicat până acum, când eram cetățean român cu domiciliu în Republica Moldova, m-a împiedicat până acum să candidez, chiar dacă în 2016 mi-am amintesc că am început să colectez semnături pentru asta, până când am aflat de această prevedere legală, aberantă și discriminatorie.
Dar de când m-am mutat în 17 la București, în drumul taberei, și m-a ajutat Ileana să-mi fac și buletin de București. Acum pot candida și iată, în toamnă am candidat și la alegerile locale generale pentru Consiliul General București și la alegerile parlamentare din decembrie pentru Camera Deputaților din România. Acum candidez în Republica Moldova cu Partidul Verde Ecologist. Da? Deci să fiți atenți, să căutați floarea soarelui. Nu m-am gândit să bag vreun simbol acum pe aproape. Cred că l-am deschis. Stai, da, acuși cred că o să inventez o șmecherie și o să vă arăt și simbolul floarea soarelui. În documente electorale am sigla PVE. O deschid și partajez ecranul. Am aici instrument de partajat ecran. Așa, share screen. Fereastră. Sigla PVE. Yes. Și acum vă arăt simbolul nostru electoral. Da? Deci să știți, nu mai candidez cu biciclistul revoltat, ci voi fi cu răzărita, cu floarea soarelui. Chiar am făcut și o ramă pe Facebook, puteți să o căutați sau să o vedeți pe profilul meu. Am numit simbolul ăsta floare schimbare. Da? Deci dacă căutați pe Facebook rame de profil, de poză de profil, o să găsiți această floare schimbare și puteți să o afișați și voi la profilul vostru dacă susțineți, dacă vreți să mă încurajați, dacă vă place de această floare, dacă vreți să afle lumea despre existența Partidului Verde Ecologist, care nu e un partid nou, iată, e de vârsta Republicii Moldova aproape, are aproape 29 de ani de la fondare. Are mai mult de 29 de ani de la fondare. Republica Moldova are aproape 30 de ani de la declararea independenței. Dar n-a fost la guvernare, a fost, a avut câțiva reprezentanți în Parlament, dar n-a fost niciodată la guvernare, deci suntem un partid necompromis. Dați-ne o șansă să revenim în politica mare. Ce crezi despre acuzațiile legate de Nata Albot în 2016, mă întreabă Ion Chitoroagă, și nu știu la ce se referă, probabil la scandalul ăsta cu un document care ar fi fost scos de la poliție despre nu știu, dosar penal sau amendă pe care ar fi încasat-o Nata Albot în 2017 pentru aproape un gram de cânepă găsit în valizele ei la aeroport. Nu știu cât e de adevărat. Nata și partidul pe listele căruia candidează încă nu au confirmat sau infirmat cele spuse. Am văzut și alte fake-uri că au fost arestați pentru pornografie infantilă și tot așa. Eu până nu văd reacția lor, nu mă dau cu părerea, dar mi se pare nedemn să vină organele de drept cu oponenții politici prin organele de drept, că au avut acces la un astfel de document și un astfel de dosar, e nedemn să folosească astfel de probe în campanie electorală. Ne așteptăm și la mai grave dezvăluiri, inclusiv dosare cu poze video cu oameni goi, cu sex și cu tot ce vrei, că ne-am obișnuit să mai întâmplă așa. Altfel, nu mi se pare o crimă, îmi pare rău că legea interzice. Nu mi se pare o crimă foarte gravă. Probabil o să-i afecteze imaginea Natei Albot, dar sper să reziste. Ce părere ai de România? Mă întreabă tua madre, tua padre. Frate, ce părere să am despre a doua patrie a mea? Sunt probabil de 96 cetățean român, deci peste 15 ani sau că peste 25 de ani deja, deci mai mult de jumătate din viața mea sunt cetățean român. Ce părere să am despre patria mea? E o țară la fel de săracă și de coruptă ca Republica Moldova, un pic mai puțin săracă și mai puțin coruptă. Am avut interacțiuni cu poliția, jandarmeria, cu sistemul de drept, cu vameșii români, cu primari și cu consilieri de acolo, încât vreau să spun că suntem numai buni pentru unire potriviței. Ce părere ai despre sistemul corupt? Sistemul corupt nu e o chestie abstractă și departe de noi. Sistemul corupt ne include și pe noi, cetățenii care am putea să ne împotrivim lui.
Am putea să denunțăm cazurile, faptele de nedreptate, de corupție, dacă știm că cineva dintre ai noștri, din preajma noastră, vecin de-al nostru, subaltern sau șef de-al nostru, a comis acte de corupție și a angajat fiul, cumătru și tot așa în funcție în care nu avea voie să angajeze. Că și asta e corupția, nu numai datul și-o luată de mită, ci și nepotismul, cumătrismul. Deci, dacă noi suntem toleranți la astfel de acte de corupție și la orice altfel de acte de corupție și preferăm să dăm niște bani sau să ne plângem unui cumătru în loc să rezolvăm pe cale legală vreo problemă, ne facem complici și parțial vinovați pentru această situație din România, din Republica Moldova, din toată zona balcanică care e sufocată de corupție. Am înțeles, Oleg, când este nevoie, am să ajut cu tot ce pot, zice Ștef, verdele din România. Mulțumesc! Like, share la ce vezi că fac eu și colegii, colegele mele de pe lista Partidului Verde Ecologist din Republica Moldova. Cristian Marin zice, asta înseamnă artă regizorală, să aduci atâta lumină cât să te avantajeze la cadre. Foarte bine, așa cum este. Mulțumesc, dacă vă place, alții vor mai multă lumină. Mult succes, ai făcut multe filmări bune în România, am încredere că vei face o treabă bună acolo, baftă, zice Mihai Bogză, mulțumesc, prima dată aud numele dumitale și mă bucur că m-ai descoperit și ai prins curaj să comentezi. Să dea Domnul ca lumea să-și dea seama ce oameni aleg pentru a-i conduce, ei au nevoie de oameni dedicați pentru munca pe care o fac. Hai să mai și afișez din comentariile astea, pentru că am așa instrument, de ce să nu-l folosesc. Like, hai toți care suntem prezenți în live, zice Lilia Pavlov. Păi, Lilia, de ce aștepți hai toți în live? Când poți să intri dumneata, dacă ai ceva de spus sau de întrebat, știi? Asta mi se pare de condamnat și rușinos la ai noștri. Hai toți, că dacă nu intră toți, de ce să intru eu? Dar de ce să nu intri tu? De ce să nu faci tu primul pas? Hai toți care suntem în live. Nici nu puteți intra toți, pentru că dacă e gratuit sistemul ăsta, poți să intri șase. Și cum eu sunt cu două ipostaze, iată, una de pe laptopul ăsta obosit și alta de pe telefon, încă patru oameni poate să mai intre în discuție cu mine. Deci hai, primii patru, care sunt? Sau primele patru? La ce bun mai candidezi și promovezi încă o căpușă de partid să mai furi din voturile opoziției de rând cu celelalte gunoaie ca Cavcaliuc, Mocanu, etc., zice Valeriu Leușeni și cu încă nu știu ce cod. Frate, de dragul democrației și a pluralismului de opinii și a pluripartitismului mai candidez. Că dacă eram mulțumit cu ce este și dacă eram mulțumit cu clasa politică, aș fi rămas ca în URSS, membru de partid consumolist și pionier, satisfăcut cu un singur candidat ca la prima mea votare în 91, când era Mircea Ivanovici Negru singurul candidat, și n-aș mai fi vrut libertate și competiții de idei. Dar eu sunt pro-democrație, pro-pluralism, pro-competiție. Și îmi doresc ca în campaniile electorale să nu ne prefacem că ne interesăm ce se vorbește la televizor, ci chiar să urmărim concurenții electorali și în ziua alegerilor să ne ducem să alegem, nu să votăm ca pe timpul sovietic sau pe timpul altor regimuri totalitare. Ne ducem la votare, mimăm democrația. De asta candidez, ca să ai de unde alege, ca să ai pe cine ai vota. Nu mai furăm voturi. Voturile care o să vină la noi vor fi voturile noastre. Că se redistribuie după aceea din cauza pragului electoral, e problema celor care au făcut legea și problema voastră că acceptați această lege, acest cod electoral care putea agrarienii din 97 și au avut ocazia să-l modifice blocul acum cu socialiștii și nu l-au modificat. L-au lăsat fix așa cum este, cu prag electoral de 5%, cu prag de 7% pentru blocuri, cu 2% pentru independenți, cu 2000 de semnături ca să candidezi și tot așa. E o lege nedreaptă cu redistribuirea voturilor și nu permite reprezentarea curentelor marginale din societate. Parlamentul acum va reprezenta
va reprezenta doar pe cei cu mulți bani sau care știu să promită multe sau care știu să mintă mult. Sperăm că nu îi va reprezenta pe cei care vor ști să falsifice alegerile. Sper că Comisia Electorală Centrală și birourile electorale nu vor fura, nu vor permite furatul. Sper că observatorii vor monitoriza, sper că și partidele vor delega reprezentanți pe la secțiile de votare ca să aibă grijă ca procesul electoral să fie civilizat. Sunt și eu într-o situație foarte tristă. Am riscul să fiu dat afară, nu am nici putere să mă lupt cu cei care au testamentul, zice Ionuț Petru Balint, și îmi pare rău pentru el, sper să se descurce, dar vreau să știe că nu se termină lumea când ești dat afară. Eu, care am stat cam toată viața pe la gazde, desiguri mi se întâmpla să vină proprietarul, proprietara și să zică gata, invoca un motiv acolo și să zică arrivederci. Și atunci trebuia să umblu să caut altă gazdă. Și deseori tot rău spre bine, că găseam o gazdă mult mai bună. Și dacă la prima gazdă am trăit câteva luni și m-a dat afară, la următoarea gazdă trăiam 5 ani, 10 ani, iată am trăit la Durlești. Pentru că o schimbare poate fi și benefică. Deci nu e sfârșitul lumii dacă nu ai locuința ta, Cabrega, și dacă din locuința ta provizorie ești dat afară, poate e șansa unui nou început, deci privește și partea plină a paharului aproape gol. Salut, Oleg, Dumnezeu să te ajute, să nu te uite, ești un om de valoare și competent în programele tale, te iubim, să ai succes. Mulțumesc, Aurel Gegiu. Sper că Dumnezeu îi iubește și pe atei ca mine. Eu nu sunt mers la biserică, ba chiar m-am dezbotezat acum câțiva ani. Și sunt om liber, curajos, cred în legi, cred în drepturile omului, cred în solidaritate umană. Cred în... stai că a intrat cineva cu mine. Ioi, mișto, dar să văd dacă vrea să vorbească. Denis Taran, dacă vrei să vorbești, probabil va trebui să ai măcar microfonul pornit, că văd că camera n-ai pornit-o. Denis, dar eu te știu, băi. Ești în listele astea. Noroc. Stai că nu te aud. Trebuie să pornești microfonul cumva. Că eu pe mine mă aud, dar pe tine nu te aud. Ce faci? Închide sunetul. Denis, tu trebuie să pornești microfonul. Că eu sunetul aici, iată, pe mine mă aud, chiar cu ecou, dar pe tine nu te aud deloc. Din partea de jos, dacă ești de pe telefonul mobil, ridică un pic video-ul ăsta și o să vezi... el a și plecat. Ridică un pic clipul ăsta și o să vezi microfonul. Dacă știu să pornești camera web, o să știi să pornești și microfonul. Sper că Denis să revină. Dumnezeu deci îi ajută, probabil. Numai Dumnezeu să mă ajute că am o locuință unde stau. Iată și domnului Balint îi zic că o dovadă că Dumnezeu s-ar putea să nu existe dacă te-a uitat la cât ești de credincios și tot te-a lăsat de izbelește. Noroc, domnule viitor deputat. Mulțumesc. Uite și Denis, care a semnat acum. El are convingerea că o să fiu deputat. Dacă nu în legislatura 11-a, în următoarea 12-a, tot am eu locul meu. De ce crezi că Rizia este un mafiot? Dar de ce crezi că a fost condamnat în România și e căutat acum de justiție? Și el singur a recunoscut că îi plăcea să meargă pe la restaurantele lui Plahotniuc, erau drugi până când Plahotniuc a plecat din țară. Cine se leagă și e în grațiile lui Plahotniuc, lasă-mă să-l numesc mafiot. Dacă crede că nu, să mă dea în judecată. Așa zice și Cafcaliuc și Chicu.
Nu știu despre cine zice Cavcaliuc și Chicu, ce anume zice, dar ar trebui să precizez că nu știu la ce te referi. Un comentariu mai lunguț. Tocmai din acest motiv, acum Dodon face zeci de partide în condițiile actuale, pluralismul politic de care zice avantajează regimul. Cum să avantajeze regimul dacă cea mai mare șansă să ia multe voturi îl are partidul de opoziție al Maiei Sandu? Și dacă se redistribuie voturile noastre, se redistribuie la partidul cel mai mare. Deci niciun risc. Dacă votezi pentru Floarea Soarelui sau pentru candidatul independent Oleg Brega, voturile care nu trec pragul se redistribuie partidului cel mai mare. Amintiți-vă că și în 2001 și în 2005 Partidul Comunist a luat jumătate sau mai puțin de jumătate din voturi, dar prin redistribuire avea prima dată 71 de mandate, după aceea 56 de mandate. Deci probabil la fel va fi și de data asta dacă o să votați în disperare pentru partidul Maiei Sandu. Eu îmi doresc să existe pluralism, îmi doresc un prag unic de 1% și pentru independenți și pentru parlamente și cine reușește să adune 1% din voturi să obțină mandatul de deputat, dar deocamdată legea nu permite, e un prag electoral, asta n-ar trebui să ne facă să ne temem să participăm la vot, să ne temem să pierdem majoritate, să ne temem că o să vină comuniștii. Au mai fost comuniști, am supraviețuit. De frica comuniștilor doar nu o să anulăm democrația, nu? Și pluralism. Năstase nu va trece pragul electoral și respectiv nu va mai trece în Parlament. Crezi că mai există vreo alternativă pentru el de scăpare? Ce scăpare? El e consilier municipal. Nu știu cum participă el la ședințele Consiliului Municipal de acolo din Germania, dar a mai fost primar de Bălți, Renato Usatăi, tot prin Skype. Sau iată primar de Orhiei, Ilan Șor. Deci probabil și Andrei Năstase, dacă nu obține mandat de deputat, va rămâne consilier municipal prin Skype sau va renunța la această funcție și va rămâne pensionar în Germania sau ce planuri are el. Nu știu ce va face Andrei Năstase și puțin îmi pasă, n-am niciun regret pentru el că pleacă din politică. Îmi pare rău de alții din platforma, da, dar dacă nu s-au orientat la timp ca domnul Reniță, nu știu ce o să facă Reniță, dar dacă nu s-au orientat la timp, îi doresc și lui Igor Munteanu și lui Sliusar și celorlalți să rămână fără mandate și să revină în societatea civilă, să mai ronțăie niște granturi. Dacă o să se numere voturile corect și legal, șanse sunt să câștigi, dar știm cu toții care e povestea vis-a-vis de număratul voturilor, cât mai mulți votanți pentru verzi, mai multe șanse pentru partidul meu, zice Ștefan. Partidul meu de suflet, am înțeles, da. Da, cu cât mai multe voturi pentru noi, cu atât mai mari șanse nu doar să trecem pragul electoral, dar să ajung și eu deputat acolo, pentru că probabil nu voi fi chiar primul pe listă. Am convenit cu domnul președinte Marinuță că nu ne trântim, nu ne batem în sebii, ci lăsăm în față femei. Și slavă Bogu, sunt destule femei inteligente, curajoase în Partidul Verde, care să fie în fața noastră a cocoșelor. Și atei sunt oamenii lui Dumnezeu, zice Nicolae Marusic. Bine, puteți să credeți și așa. Noi atei credem altfel. Cere ajutor de la o cultă și o să ai succes, altfel nu ai șanse, zice Nicolae Arpentin. Și nu știu la ce se referă. E probabil și el credincios și crede într-o ocultă. Unii cred în Bojica, dar el crede în ocultă. Eu nu cred în astfel de povești. Eu cred în democrație, în supremația legii, în funcționarea instituțiilor. Eu cred în alegeri și iată, particip. De ce nu-l predă pe Cristian Rizea înapoi Republica Moldova dacă tot este căutat în România? Andrei Diaconu deocamdată nu-l predau pentru că a solicitat azil politic. Și după asta va obține sau are deja mandat de candidat și iarăși nu poate fi periclitat procesul electoral pentru că e protejat de cod electoral și deocamdată până pe 11 iulie nu îl extradează. Până pe 11 iulie poate să pronunță și instanța despre lipsire de cetățenie moldovenească,
și despre cerere de auzil, ceva de felul ăsta, că îmi pare că l-a lipsit Dodon de cetățenie moldovenească. Și cerere de azil poate că îi va fi refuzată pe motiv că e cetățean moldovean sau pe motiv că e cetățean român și se pare că există o înțelegere veche între România și Republica Moldova de a nu se acorda azil politic. Și iată că Rizia va ajunge la răcoare dincolo de Prut, adică în România. Valeriu Leușeni. Anume, din voturile potențiale ale PAS fură toate zecele de partide, nu din ale lui Dodon, care are un număr relativ constant de alegători, mai ales cu blocul său cu Voronin. Valeriu, treaba ta, dacă îți place, suferă în continuare. Dacă vrei un singur partid, cum era pe timpuri, sau numai două, al mafiei și antimafie, vino la putere, fă legile, eu voi protesta, nu voi fi de acord. Deocamdată legile ne permit să candidăm, noi credem în democrație, în pluralism, vrem să candidăm, putem și o vom face. Oricât ai suferit tu că îți luăm voturile de la partidul favorit. Votează partidul favorit și nu-ți face griji pentru noi. Ce părere ai despre Nata Albuț? Zice că câțiva ani urmă au prins-o cu 0,78 grame de iarbă, deci mai puțin de un gram de iarbă. Nu vreau să mai comentez această intoxicație electorală, nu mi se pare important. Eu nu sunt vicios, nu am fost niciodată beat și n-am fumat niciodată, cu atât mai mult cânepă, dar cred că asta e problema cea mai mică a societății noastre. Sau nu e o problemă foarte gravă. Am putea să vorbim despre tabacism, despre alcoolism și despre dependența de droguri. Dar asta e problema Natei Albuț și mie nu prea îmi pasă de ea acum, pentru că candidează pe alte liste, nu pe ale partidului meu. Ce părere ai de prezența Natei Albuț pe listele PAS? Ce gândești în general despre activitatea doamnei Albuț și a domnului Bolocan în sfera sociopolitică? Eu sunt încântat de ei. Am fost colegi la Ministerul Adevărului, dacă țineți minte, dar eu l-am abandonat pentru că nu îmi place să fac mișto despre situații grave. Și chiar în locul meu la masa aceea a ministrilor a intrat Andrei Bolocan și cam de atunci a început relația mai apropiată a celor doi. După care ei au emigrat în Canada, au făcut și un copil sau doi împreună pe lângă copiii pe care îi avea Nata Albuț. Acum pentru mine e un mister ce va face Nata cu familia și cu copiii, dacă va abandona Conadia și casa lor de acolo și îl va lăsa pe Andrei cu copiii sau vor veni cu toții încoace. Mai degrabă tind să cred că Nata va accepta să fie consul onorific sau ambasador în Canada acolo și nu va veni în Moldova. Deci va lăsa locul în Parlament altcuiva. Se pare că a revenit Denis și încerc măcar de data asta să-l las. Mă aud, Oliver? Cum te aud, frate? Dar nu și avem o eroare, o greșeală la microfonul ăsta. Nu merge. Am intrat de vă trei ori, am intrat, am ieșit. Bine că ai rezolvat, mă bucur. Eu și am vrut să zic ea, că de-am, că încercarea asta de a rezolva până în gândurile ne-au fugit. Că bine ai făcut că ai intrat în, adică te-ai aliniat la partidul ăsta, eu știu pe Marinuță de mult, eu încă din Pele îl știu când era, încă când era ministru apărării, încă îl știu. Și am un oricare respect am pentru domnul Vitali Marinuță, că eu am colaborat cu dânsul, eu și dacă am fost 5 ani la Gimpu, apoi am colaborat cu dânsul. Ok. Noi, Oleg, părerea mea că ai făcut o alegere bună și ai făcut o poziție bună și succes. Mulțumim. Dai seama, eu sper că partidul ăsta nu e doar domnul Marinuță. Eu sper că partidul ăsta e o echipă, sunt oameni acolo și că e democrație internă. Nu e ca la Gimpu, că la Gimpu decidea cam totul Gimpu. Cred că nici Marinuță n-avea mâine de spus, nici tu. Era Gimpler, nu Gimpu. Păi cam așa. Deci eu sper că Partidul Verde Ecologist nu e PL.
și nu e ca alte partide din Moldova. De asta i-am ales pe ei, consider singurul partid progresist prin doctrină. Să vedem cum va fi prin comportament. Dar și planuri, oricum mai gine să zic, și planuri ai sau așteptări sau realizări? Păi vrem să recrutăm până la sfârșitul lunii cât mai mulți oameni buni de calitate integri pe listă. Uh-huh. După aia facem ierarhia acolo și punem numărul 1, 2, numărul 3, numărul 4, numărul 5. Uh-huh. Sau 50 cât o să avem noi acolo și să prezentăm actele la CEC. Ca pe 10, 11, 12 când e voie să facem campanie electorală, să putem începe campanie electorală. Să deschidem cont de bancă ca oamenii să facă donații și să avem uh-huh. cheltuieli electorale. Dacă nu, vom participa la dezbatere electorale cam cum a făcut Brega când era cu buget zero. Participăm uh-huh. la dezbatere electorale, vorbește cu oamenii pe stradă și pe internet și cam atât. Uh-huh. Cu buget mic, ca niște oameni onești, nu ca mafioți. Amuia, vezi că amuia se schimbă, amuia cât e? 6% mă adică să intrați în Parlament, așa? Nu, partidele cu 5, blocurile cu 7, ceva de felul ăsta. Partidele uh-huh. cu 5. Deci planul nostru e să depășim 5%, să intrăm în Parlament, să vadă lumea ce putem, ca după aceea poate să ne voteze mai mult și mai mult, ca un partid serios. E așa o părere sinceră, că noi nu ne știm de azi de mâine, ne știm de câțiva ani buni. Da, așa o părere sinceră. Băi, Oleg, nu, părerea mea e că nu cred că să, în primul rând, nu cred că să luați multe voturi, de atât că normal că cine are cușul, acela așa e cel mai mare într-un parlament. A doua e că eu chiar aș vrea, eu te-aș vrea și te-aș vedea pe tine în parlament din simplu fapt că băi, nu știu dacă ceva e să rezolvi tu, dar tu măcar îi dai peste nas la politicienii ăștia, îi dai așa peste, mai faci o leacă de gălăgie, cum s-ar zice, înțelegi? Îi dai peste nas, că băi, iacă așa nu spate, așa nu spate, și facem legi, facem alte legi, hai să facem așa, hai să facem așa. În sens că în spiritul ăsta tău, luptător și drepturile omului și toate chestiile astea, apoi, da, eu aș zice că eu te-aș vedea în Parlament din simplu fapt că îmi place că îi dai peste nas la tăs. Ia ca și îmi place nișă și apreciez. Mersi, te-ai speriat că ai rămas singur în cadru. Nu, mă uitam și s-au închis, poate era voi eroare, poate nu, nu, poate nu. Sunt vrei te-am închis, lăsat, te-am lăsat singur în cadru. Mine, nu, nu, e regulă. Mulțumesc, ținem legătura. Poate vii și tu cu noi. Dacă da, zici că ai și experiență politică. Păi eu sincer mă gândesc, chiar mă gândim să votez PAS al lui Maia Sandu, că eu l-am votat când eram în Londra, apoi am votat-o la președinție, eu am votat PAS pe Maia Sandu. Păi și eu am fost observator da. Peste Nistru la Dorotskaya, m-am dus voluntar acolo. Da, de două ori, în ambele tururi. Amuia când am văzut știrea asta cu, mă rog, marihuana e marihuana, dar cacaliuc e cacaliuc, dar știrea aceea cu droguri și cu coprinsă pe aeroport, nu știu și... Ai văzut și tu, da? Da, dar și așa de tare te-a influențat chestia asta, ci prima dată auzi că oamenii mai consumă, ba țigări, ba nu știu ce. Nu, pentru mine asta nu, asta foarte... Nu, asta nu mă uimit tare, dar prin simplu fapt că, cum să zic, ori s-au ascuns chestia asta, ori amuia să înșeară... Dar și avea să laude, ea nu avea interes să laude cu asta, dacă e adevărat. Oleg, poliția... Toate slivurile astea apar în prag de alegeri, că toate astea 4 ani, 5 ani, din 2007 și eu descoper, o prins-o și cum în 2021 oamenii se află, dar de ce? Pentru că interes să-i scadă ratingul. Apoi da. Dar am mai aflat că pe ăsta, pe Bolocan, vrea să-l pună ministru ăsta... Ministrul distracției. Culturii, da, pe Bolocan. Ministrul distracției. Da, dar acum guvernul ăsta micșorat pe cultura e cu educația împreună, deci în locul mai înseamnă Andrei Bolocan. A, și am vrut să zic de la început. O să-l scoată imediat clipul cel al lui de la Ai Umor sau nu știu cum se cheamă, Românii au talent cu penis vagin. Nu văd nicio problemă, chiar cred că e necesară educație sexuală în școli. Când și Nata și Andrei ar fi buni ministri ai culturii și ai educației, nu văd o problemă. Camera asta, când m-am conectat, amuia pe camera asta mie are vreo 11 ani, 12 ani chiar.
Vezi că calitatea e cam... Și parcă ni leni să o schimb, parcă nu știu. Contează ce spune omul, nu contează câți pixeli arată imaginea. Nici eu Asta nu le arunc camerele. Stau, folosesc până când moare de tot. Telefoanele tot așa, încărcătoarele, uite. Stau, le adun. Asta o încărcată jumătate de zi. Înseamnă că nu-i prea bun. Îl pun deoparte. Iau altul care încarcă numai 3 ceasuri. Fac colecții de ce ești vinduri. în pașinie la tine ca aici, persoană civică, ca om, e că, ok, e că tu îi dai pistinas, faci gălăgie, te duci la CEDO, la drepturile omului, e că scoți banii astea de amuns chestiile tale, streburile tale, dar însuși prin faptul ăsta se pornește așa ca o țăpocică, știi, că, băi, eu am să mă gândesc, dacă ăsta faci așa, apoi să nu mai facem noi așa, știi, că bugetul statului pierde milioane și... Păi așa funcționează democrația, așa ar trebui să funcționeze. Pentru asta a fost gândită Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau legea asta despre compensarea prejudiciului. Dar vreau să-ți spun că eu de vreo 10 ani n-am mai primit bani de la CEDO, n-am mai câștigat dosare și iată, mi le tot respinge Curtea Europeană, s-ar putea să fie și acolo filtre mafiote, că unde se duc anoștri nasc mucegai de corupție. Dar uite și chestii că de la Guvernul Republicii Moldova am înțeles că sunt doi oameni care sunt grefieri la CEDO, adică prin mâinile lor trec dosarele CEDO. Și a publicat ce fel de imparțialitate și ce fel de lege poate fi vorba dacă aceștia, aici trece, aici nu trece, aici trece, aici nu trece. Nu grefierii resping, respinge un judecător. Dar Ei, eu concret nu știu clar cum lucrează, dar... contează cum eu tradus grefierii. Și iată, acum la București am primit o scrisoare și spune că n-ai prezentat dovada când ți-au comunicat decizia definitivă. Ce dovada dacă ți-am dat decizie și acolo scrie când a fost redactată, când a fost comunicată, ce altă dovadă mai vrei? Dar într-adevăr, aici chiar un grefier a decis și mi-a întors dosarul, dar în România, nu aici în Republica Moldova. Într-un fel, grefierii ăștia, am vrut să zic influență, dar au din altă parte influență, adică asupra lor sunt bagate influență, că băi, e ca pe cel așa, și el așa, și el așa. Nu, Da, asta e părerea posibil. mea, eu așa cred că... Posibil. Mulțumesc, Denis, pentru participare. Bun, dar Oleg, te văd sănătos, eu am zis că faci o alegere bună și dă-i bătaie. Succes! Давай, не Mulțumesc, уже. mulțumesc. Dar fără violență. Dăm bătaie, dar fără violență. La modul figurat. Democratic și legi spate. Давай. Da. La modul figurat. De când a intrat Denis, nu știu de ce n-a mai vrut nimeni să vorbească cu mine. Este doar un comentariu care se referă la nu știu care Valeriu, Iosif Silberstein, nu cred că așa îl cheamă pe unul, mai degrabă e un pseudonim. Și zice că mai degrabă mi-a dat doi galbeni Marinuță și nu știu de ce îl înjură și îl consideră nulitate. Eu sunt încântat. Nu știam până acum pe Marinuță decât na, că e membru PL, că e ministru la Ghimpu și tot așa, dar de când interacționez cu el de câteva zile, mi se pare foarte doct, foarte deschis la minte, foarte progresist și nu doar el și nevasta lui, consilieră verde la ei, la Holercani. Trăiește acolo în sat, are grijă de familie și de mediu și copiii lor să plecați în Occident. Deci, nu știu de ce îl numești nulitate, că mie mi se pare o persoană inteligentă, informată, frecventabilă, onorabilă pentru orice funcție în stat. Nu știu câte mandate a avut de ministru al apărării, dar n-am auzit făcut chestii condamnabile. Și nu mi-a dat nici doi galbeni, nici 20 de galbeni, că nu era nevoie. Eu m-am bucurat că a venit și mi-a întins o mână și mi-a dat o șansă să candidez când era mari riscuri să nu particip, să nu pot participa deloc la alegeri, fie că adunam prea puține semnături, fie că adunam semnături și mi le anula Comisia Electorală Centrală, așa cum s-a întâmplat acum 2 ani la alegerile locale și în circumscripția 33. În ambele am prezentat destule semnături și în ambele mi-au considerat semnăturile nevalabile
și m-au scos din cursă. Pur și simplu n-am participat deloc. Și se pare că și candidații Partidului Verde tot au avut astfel de probleme și n-au apărut în circunscripția 33. Nu știu ce au făcut la locale. Se pare că au Partidul Verde are vreo 20 de consilieri locali și un primar la Bălăurești, dacă nu greșesc. Olga Afanasie, iată, vicepreședinta Partidului Verde, ecologist, mă asigură. Nu e doar domnul Marinuță în echipa Partidului Verde, sunt oameni tineri, energici și dedicați. Bun venit în echipă, mulțumesc. Mister Mihai, depinde cum privești. Da, eu mă consider în România, mai ales că, iată, pe 7 aprilie m-am vaccinat la Circ cu prima doză de AstraZeneca și acum sunt așteptat la rapel pe 2 iunie, dar nu am posibilități, n-am timp și n-am bani să merg la București pentru rapel, de aceea m-am mutat la Iași, dar tare n-aș vrea să fac nici efortul să merg la Iași pentru rapel. Deci sper să merg la centrul de vaccinare din Chișinău, de pe strada Petru Rareș, sau l-am auzit că la Piața Centrală deja s-au deschis centri de vaccinare și te duci pur și simplu cu buletinul, zici bună ziua, eventual prezinti și certificatul de primă doză și te vaccinezi cu a doua doză. Și asta mi se pare minunat. Deci n-aș vrea să fac eforturi și financiare și de altfel ca să revin în România, cealaltă Românie, ca să-mi iau a doua doză de vaccin, o chestie elementară și simplă. Poate o să merg la toamnă, după alegeri, indiferent dacă voi fi deputat sau nu. La toamnă sau la iarnă, când voi reveni la București, poate o să mă vaccinez deja cu un vaccin din ăsta modern, cu tehnologie elaborat, făcut cu tehnologia RNA Messenger, Moderna sau Pfizer. Câte semnături ai reușit să colectez la kilometru zero? Avea în plan să vii și la București după semnături de la moldoveni stabiliți aici? Nu, Cristian, exclus. Regulile din Moldova sunt atât de aberante încât nu pot să strâng semnături electronic, nici acum pe timp de pandemie. Nu pot să strâng pe un formular scos de pe site-ul Comisiei Electorale Centrale, ci trebuie să fie formularele printate de cec de Comisia Electorală Centrală și iată cu număr de înregistrare, dacă vedeți, da? Cu număr de înregistrare formularul. Și numai tu poți să strângi, candidatul poți să strângi semnături sau membrii din grupul tău de inițiativă pe care trebuie printr-o procedură birocratică să-l constituie cineva, trebuie să aibă un lider acel grup de inițiativă și trebuie să-l aprobe în timp de 3 zile Comisia Electorală Centrală. Adică nu poate strânge semnături oricine pentru tine. Și mai grav de atât, nu poate semna oricine pentru tine. Dacă a semnat pentru altcineva, în România poți semna pentru toți candidații pe care îi susții și vrei să le dai șanse să participe în campanie electorală. Deci nu poate strânge semnături oricine și nu poate folosi orice formular de prevăzut de lege. Și nu poate semna oricine, mai ales dacă a semnat deja pentru altcineva. Și mai grav de atât, dacă nu era destulă birocrație, fiecare persoană semnatară trebuie să introducă toate datele despre sine în lista asta, cu mâna proprie, holograf, deci scrisul nu trebuie să fie la fel, trebuie să fie scrisuri diferite. Și oamenii mai greșesc, mai scriu, unii scriu chirilică, unii scriu cu latină, unii scriu cu litere de tipar, unii scriu ilizibil. Cifrele nu prea se înțelege, unul a scris 96, altul a scris 68 și par la fel scrisurile. Și încă o aberație, dacă nu era destul chestia asta, fiecare localitate, semnăturile din fiecare localitate trebuie să fie pe lista aparte. Iată, din motivul ăsta m-au scos din cursă data trecută la locale. Că am pus suburbiile toate grămadă, că aveam numai 12-13 liste. Și acum mi-au dat 90 de liste și iată, pe toate le-am folosit. Deci fiecare localitate trebuie să fie aparte, fără nicio noimă. Era cândva în lege obligația de a merge la primărie ca să se pună ștampilă că într-adevăr ai strâns semnături din localitatea aceea. Asta au scos-o, că într-adevăr era o tembeliune și o grămadă de politicieni primari să răfuiau cu tine, concurent al partidului lor,
și pur și simplu nu-ți dădeau semnătura, ștampila și tu puteai simplu să te judeci și să pierzi alegerile sau să faci proteste, cum am făcut la Trușeni, mi-amintesc că protestam cu Domnica Cemortan că nu vrea să ne dea ștampila. Sau există riscul, iată ca aici, să ai o singură semnătură din localitatea aceea și toată foaia să fie completată cu o grămadă de birocrație pentru o singură semnătură. Chiar dacă aici ar încăpea 30 de semnături. Deci iată risipă de copaci. Din cauza aberației prevăzute de lege și de regulamentul adoptat de Comisia Electorală Centrală. Regulamentul despre colectarea semnăturilor. Deci am reușit să strâng, dacă mă întreb câte, am reușit să strâng vreo 10% din numărul necesar, ceva mai mult de 200, n-am mai stat să le număr, că nu mai contează deja. Mă gândesc cum să le distrug, măcar datele personale, sau să le duc la cec înapoi cât mai târziu, ca să nu poată fi folosită în mod ilegal și imoral pentru legalizarea altor candidaturi. Și la București nu m-aș fi dus să strâng pentru că ar fi trebuit să iau toate listele astea cu mine, pentru că oamenii pe care i-aș fi găsit la București, acei oameni ar fi fost din diferite localități și ar fi trebuit să am câte o listă pentru fiecare localitate din care se află acei oameni. Când candidam în diaspora, țineți minte, 18 se pare, candidam în diaspora în circunscripția 50, atunci era o derogare că pentru circunscripția diaspora era cod nou, era codul elaborat de socialiști cu mafia lui Plahotniuc și permitea ca în circunscripția diaspora să colectezi semnături de la oricine, de oriunde, puteai chiar și aici în Republica Moldova să strângi semnăturile pentru a candida în diaspora. Și atunci am mers la București, la Girafă și a venit multă lume și a semnat pentru mine, pentru că nu era obligația de a le pune pe liste separate. Acum codul vechi a fost restabilit și aberația asta a revenit. Nu poți deci să strângi peste hotare decât dacă ai liste cu toate localitățile din Republica Moldova. Te înțelegi bine cu Geană? Da, mă înțeleg bine și cu Geană și cu Gabinițu. Și mă înțeleg bine, iată, și cu blogeră nouă Ana Taran de la Orhei dintr-un sat și mă înțeleg foarte bine și cu alți blogeri. Și cu Andrei Bolocan, o vreme a fost chiar patron al meu, punea niște bani din veniturile lui pe contul meu de Patreon. Dar n-a durat mult chestia asta, a văzut că mă descurc și fără el și m-a lăsat de izbeliște. Sau are de hrănit copiii, omul explicabil. Deci mă împac bine cu lumea de treabă rațională, responsabilă. Am discutat cu zilele astea cu multă lume dintre cei pe care îi simpatizez și mai ales cu cele pe care le simpatizez, pentru că le-am abordat aceste persoane ca să vină alături de mine pe lista verde, alături de noi, de echipa verde. Unii au acceptat, unele au refuzat. O să vedeți, la sfârșitul acestei luni, o să vedeți ce listă pregătește Vitalie Marinuță cu Olga Afanas, cu Oleg Brega și cu cine mai este în Partidul Verde și pe lângă Partidul Verde. Și oricum știți că legea prevede că și până la alegeri putem să modificăm listele, așa că îndrăzniți, veniți alături de noi. Vă mai arăt odată sigla electorală cu care voi defila la vară. Pe 11 iulie nu mă mai găsiți cu biciclistul revoltat, sigla cu care am defilat de atâtea ori, ci vă rog să mă căutați cu Floarea Soarelui, cu Răsărita, singurul partid progresist din clasa politică moldovenească. Probabil nu vor fi foarte mult, nu vor fi 53 de candidați pe buletinul de vot, probabil buletinul de vot va fi de jumătate de metru și noi probabil vom fi la coadă, dar eu zic că e bine să aveți încredere în noi, să ne urmăriți până atunci, să vă documentați despre platforma noastră electorală, despre lista noastră electorală de candidați și candidate, deci vă asigur că vom avea candidate cel puțin jumătate și că vor fi toate persoanele de calitate, măcar integre și măcar necompromise.
și educate cu destule abilități și cunoștințe ca să știe ce votează sau ce propune ca modificări de lege în Parlament. Ar fi bine atât pentru publicul tău cât și pentru tine ca intervențiile live să le faci programat. Cred că ți-ar crește traficul și ar fi o interacțiune mai intensă între tine și spectatori. Nu prea cred, am încercat și așa. Făceam cândva discuții la bucătărie, dacă țineți minte, sau palavre sau nu știu cum. În fiecare seară, la aceeași oră, și ratingul a scăzut până când priveam numai noi și rudele noastre. Mama știu sigur că mă privește, ori de câte ori intru în direct. Dar dacă vreți să știți când intru în direct, abonați-vă și la canalul meu de YouTube, apăsați și pe clopoțel ca să primiți notificare, și la paginile mele de Facebook, activist civic, candidat verde, și la profilul meu de Facebook. Și nu contează, nu trebuie neapărat să fiți cu mine live când intru eu în direct, pentru că mai mult contează să fi privit și după aceea ce am spus eu, să fi comentat și eu mă oblig să reacționez la toate comentariile, urmăresc tot timpul comentariile ca să nu răzbată discurs, vorbe de ură, mesaje instigatoare la violență. Deci sunt importanti și cei care privesc offline, nu doar online. Și mai ales sunt importanti cei care interacționează, se exprimă alături de mine, poate și în contradictoriu cu mine, nu neapărat în unison cu mine. Iată ca Tatiana Covalciuc de la Soroca, o simpatizez, am filmat-o odată acolo la ea la Soroca, i-am mediatizat cazurile ei de judecată și litigiile cu vecinii. Dar uneori nu eram de acord cu limbajul ei violent și am atenționat-o. Acum, dacă cumva s-a mai luat în mâini, mă gândesc să o chem și pe Tatiana Covalciuc. Pe lista verde am vrea să avem femei curajoase, puternice și de la Soroca pe lista noastră. Dacă nu, cumva e plecată peste hotare, că știu că deseori și ea și soțul ei sunt în Spania. Cu toate că nu împărtășesc orientarea politică a platformei din care faci parte, respect activismul civic și exemplul tău, continuă ceea ce facem, zice Cristian. Și îi mulțumesc, da, deci mulțumesc celor care ne privesc cu îngăduință pe noi, să zicem, candidații independenți, activiștii civici, partidele mici, și nu ne reproșează că ne învârtim printre picioarele elefanților și că îi lăsăm pe elefanți, pe titani să se bată între ei. E foarte periculos în democrație dacă rămân numai titani și se bate mafia cu antimafia. E posibil să piardă din asta democrația. Haideți, vă rog, să tolerăm și să încurajăm diversitatea oriunde în societate, dar mai ales în politică. Să cerem coborârea pragului electoral la 1% ca să fie Parlamentul reprezentativ, măcar pentru acei care adună 1% din electorat. Dacă avem 101 deputați, altfel vom ajunge la o societate tristă, nefericită, alb-negru sau cu mici nuanțe de gri, și eu nu-mi doresc asta. Eu îmi doresc culori multe, viață, curcubeu. Mulțumesc tuturor pentru participare. Vă dau întâlnire la intervențiile ulterioare, chiar în seara asta. Peste o oră jumate de la 9 o să intrăm în direct cu colegi și colege din Asociația Hyde Park să analizăm un proiect, o inițiativă minunată a societății civile ca pe Aleea Clasicilor din Chișinău să fie instalate și busturi de femei. Iată, în mileniul 3, în secolul 21, avem doar căpățâni de bronz bărbătești, vorba lui Ionuță, știți că a spus așa, să nu credeți că am inventat eu, dar iată un clasic în viață. Ionuță zicea despre busturile de pe Aleea Clasicilor că ar fi căpățâni de bronz. Când era o mare intrigă, o mare neînțelegere cu, se pare, instalarea bustului lui Liviu Rebreanu pe acea Aleea Clasicilor, și el zicea că asta nu e important. Cine se va alia biserica la aceste alegeri, mă întreabă Red Noise.
Eu zic că nu prea contează. Biserica în Republica Moldova a arătat că e un actor insignifiant, degeaba se gudură pe lângă ea politicienii și partidele. Biserica, amintiți-vă, odată a mers chiar cu mitropolitul pe afișe electorale alături de un lider de partid și acel partid a luat, se pare, 2%. Deci nu vă mai uitați în gura popilor și a bisericii. Eu cred că vremurile teocrației și a încrengăturilor bisericoase cu cele politice a trecut. Acum vine timpul democrației, al diversității, al supremației legii și al funcționării instituțiilor de stat. Olga Schubert, Cătărău, ne laudă pentru inițiativa cu busturile de femei. Eu doar o susțin, n-am fost eu inițiatorul, probabil e vreun grup feminist sau de artiști. O să aflăm de seară de la colega mea din Hyde Park, artistă și activistă Irina Bardița. Deci urmăriți-ne pe cel puțin pe pagina de Facebook Curaj TV de la ora 21 sau poate o să intrăm așa și pe YouTube dacă o să ne permit această platformă minunată Restream. Până atunci, seară bună, merg să mănânc și eu câte ceva seara ca să am energie. În lunile următoare o să mai apar pe sticlă să vă vorbesc drăguț și amabil, pentru că sunt politician în campanie electorală.